Salutare toată lumea și bine am găsit un episod din Dirt 3. Hai să continuăm, fraților, seria minunată de Dirt 3. Rămâsesem aici ultimat, n-am mai postat de câteva zile jocuri pentru că noi jucăm pe bambul ăsta. 50 de puncte. Să jucăm pe ăsta, pe ultimul, pentru că e ultimul, nu? Da, mă, deci n-am mai postat pentru că n-am mai avut timp și seria, nu știu, pur și simplu n-am mai. Da, nu mi s-a urât mie un pic de Dirt, dar am zis hai să continuăm, fraților, pentru că e un joc șmecher, tot mic, că m-am mutat pe aici, nu știu ce fac. Monte Carlo. Nice. Așa arată oare acolo sau au făcut ăștia așa la cateringă ceva? Ok. Am dat enter. Ia uite, nu. Avem mașina asta faină, mamă, asta îmi place mașina. Ok, deci eu sunt primul? Sau al câtelea sunt eu? Cred că eu sunt ăsta, nu? Sau al doilea? Eu sunt primul, bine, bă! Eu sunt primul pe barosoneală, lăsați că nu mai știu... Ah, așa am pus să schimb vitezele. N-am mai jucat de o săptămână aproape și de unde n-am de unde să știu. Opa, opa! Uite, mă, că nu stă mai static acum volanul, nu se mai mișcă de retardat. Acolo, mă. Schimb și eu în curbă, adică sunt perfect, sunt un șofer priceput, schimb viteza în curbă. Ok. Jocul ăsta sper că vă place și voi în comentarii dacă vă place. Mie unul îmi place, dar n-am mai postat altceva în afară de CS. Zilele astea și aia să mai diversific canalul după cum ați văzut și voi. Da, deci chiar n-am mai postat nimic. Aș posta frate și Minecraft, dar... Că na, Minecraft-ul e posibilă care ai ce să faci, dar nu-mi place mie jocul, nu mai este eu de el, nu știu, nu-mi place mie. Hai că aici trebuie să luăm curbă ca lumea. Nu știu, nu-mi place, adică n-am ce să fac, nici nu mai comprem și nu vreau să bag 20 de euro într-un joc în care mi scârbă de el. Adică nu că mi scârbă, dar mi se pare așa un joc de copii, nu știu. Adică e pătrățos, alea, uite, cu grafică și mai care-i Dirt-ul, de exemplu, uite, ăsta e fain. Poate Minecraft ești zic că stai de căcat jocul. Mamă, ce viteză prinde mașina asta pe aici, ești nebun. Aute și cum merge Raul cu ea. E faină, mă, mașina asta. Uai, și acum vine curbă și intru ca prost în curbă cu 100 la oră. Mamă, 100 la oră, ești nebun. Am 70 de mile pe oră, care înseamnă vreo 150 km la oră. Wow. Luăm curbă, opa, stai, futuresc ca nebunul. Bine, mă! Player 1, pe aia nici nu se vedea o spate, ești nebun. That was awesome, da. Da, într-adevăr. Uite-o în YouTube, îmi place chestia asta cu YouTube-ul. Ok, am câștigat. Brembo Blast. Chestia, uite, mașina asta chiar e faină, mă. Nu tremură toată din temelii, frate, adică ca alea alalte. Ok, hai să vedem. Oh, deci mă fluieră nebunic, am câștigat, da, boss, am câștigat. Bă, nu știu, grafica de la jocul ăsta chiar îmi place, adică e ca lumea. Nu poți să zici că e joc de caca. A, au plecat ăla, bă. Trebuie să-l ajung. Hai, repede, dă-i. Dă-i startul, dă-i startul. Atât. Ua, iară tremură toată. Ba nu, tremură, dar nu-i bai. Ua, eu sunt ultimul, ești nebun care a plecat. Vai. Cum vrei, frate, să-i ajung pe aici, retardat? Îi ajung, dar greu. Ce 60, mă, taci din gură. Nu vrea să accelereze, mă. Să face fițe mașina. Gata, acum am băgat viteză, să zicem un pic, opa. Să zicem un pic. Tot confund vitezele, mă, gata astea. Ia uite-l, mă, pe unul. Mamă, cum i-ajung pe ăștia. Păi a zis că stau pe loc. Uite, mă, nu mai merge, mă. Câteodată nu merge mașina. Uite, acum a apăs pe W și nu merge, uite. Nu știu ce are. Uite, și acum merge. Nu știu ce are, frate, în curbe nu merge. Faza e să nu fie ultimul ăsta, cred că e. Deci nu o să fie ultimul, fraiere. Ia te la parte. Nu-mi stai în cale. Așa cum vine curba. Cred că e de la viteză, că nu scot eu viteza aia.
Gata, ia de. Bun, te băgam în mine, ce ai? Îți bagă frenul la mine. Gata, l-am luat, easy. Dei, viteza patra. Gata, și acum am băgat viteză tare. Gata, dai, dai, mă, tata, dai. Dai, că ai ajuns, dai. Gata, iau de aici. Gata, acum ai ajung. Ia uite-l. L-ajung bă, pe la final. Nu îl ajung. Ba da, l-ajung. Trebuie să-l ajung, mă. Hai repede. Dă-te, bă, fraiere. Dă-te la o parte, bă. Dă-te, bă, 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 uite-l, mă. Vai, bă, m-am băgat în curul lui, mă. Las, mă, să trec. Ai! Bă, am luat locul 1. Cred că contează care scoate cel mai bun timp. Nu știu ce contează aici, mă rog, contează că am luat locul 1 și aia e. Dar nu știu ce contează aici, asta e faza. Ia uite. Reputation, am făcut ceva reputație, mă. Ia uite-l, mă. Dar nu știu ce contează aici, asta e faza. Ia uite, cred că am deblocat ăla. Ia, câte puncte mai trebuie? 50 de puncte, tot în loc. Ok. O facem pe asta. Ok. Asta e ideea cu jeep-ul, a? Ok, să vedem cum merge. Aș vrea să fac o serie de Dying Light, că am văzut jocul ăla și mi l-aș lua așa pe Steam. E 30 de ori ceva de genul. Păi da, să joc și cu prietenii și să mai și filmez pentru voi, nu știu acum, dar aș să diversifie și o canalul. Aș vrea și un... nu mai știu cum era, ceva de genul Last Light. Cum era, mă? Stai că nu mai țin minte cum era jocul ăla. Metro Last Light. Să continuăm seria, că știți că am avut o serie mai... continuăm și noi cu serii, să o diversificăm canalul, știți? Să nu-l ținem doar în Dirt și CSGO, sau doar în CSGO. Mai rău, pentru că zilele astea doar CSGO am postat pe el. Practic e destul de puțin, știți? Adică nu cred că ar trebui să postez doar CSGO, înțelegeți? Sau doar Dirt. Diversific, canal de gaming. Hai să dăm... acum dăm viteză, ia uite, nu. Boss pe al doilea loc. Da, pe al doilea loc, ia dă-te la parte, boss. Ia să fiu pe primul loc. Băi, frate, băi. Car behind, ia uite. E fain că e manual, gen la viteză, știți? Nu pot să schimb, nu există viteza a 5-a. Aude, am trecut de prima etapă, adică primul lap, nu știu cum se traduce exact. Wow. Prima tură, cum ar veni. Mamă, am trecut. Bă, nu chiar. Nu sunt chiar în urmă, băieții. Sunt destul, dar nu chiar. Deci nu ar trebui să stăm. Da, și o să fac și după ce câștig tot jocul, practic să am tot 100% fiecare cursă câștigată, o să joc și multiplayer jocul, dacă mai vreți până atunci. O să-l joc și multiplayer jocul, adică online. Să mă întreb cu alții, să ne distrăm, ca un fel de GTA 5 pe online. Adică sunt minigame-uri, chestii, știți? Și am văzut că foarte mult v-a plăcut și seria de GTA 5, s-ar putea să mai fac și GTA 5. Hai să vedem... uite, mi-arată asta cu verde până să merg, vedeți? O să merg după asta verde. Astea sunt de sfaturi. Păi are maxim 4 viteze asta, deci n-am cum să dau mai tare chiar dacă mi-a arătat acolo. Am luat-o, ia uite mâna 4, acum și băgăm tare, că am luat-o oricum. GG bă. Și acum să mai iau unul din spate cum ar, mi se bage 300 la oră. GG bă. Yeah, a câștigat player 1. Da. Am câștigat-o, ce să zic, GG. Am luat-o, mă, frumos, mă. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul subscribe la canal. Și ne vedem data viitoare. Hai să primim chestiile astea. Avem Driver Reputation 5. Ia, am deblocat aia. Locul întâi, dar am deblocat-o. Nu am deblocat, mai trebuie. Asta e finalul, mă. Dar bine, am
200 din 250 aici, 150 din 360. Deci mai trebuie ceva, mă rog. Sper că v-a plăcut, ăsta e finalul, adică 50 points to unlock. Trebuie să câștigăm tot din toate astea, 3 aici, 250 din 250, aici 350 din 350, aici 300 din 300. Practic trebuie să câștigăm pe toate ca să deblocăm finalul și aici trebuie să facem tot la fel și easy. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod din Dirt. O să încep să postez zilnic seria asta până o să câștigăm și ne vedem data viitoare. Bye, bye!